Bună, sunt Elena și bine v-am găsit sau regăsit pe canalul meu. Astăzi vă vorbesc despre romanul Cititorul, semnat de Bernard Schling. Roman a apărut în anul 1995 și la noi tradus la editura Polirom. Michael Berg, un adolescent german născut în timpul celui de-al doilea război mondial, o cunoaște pe Hannah, o femeie cu 20 de ani mai în vârstă decât el. Între cei doi se stabilește o relație amoroasă ascunsă, ce, într-o oarecare măsură, îl modelează pe Berg. Relația celor doi se întrerupe brusc, iar, ani mai târziu, Michael o reîntâlnește pe Hannah într-un proces unde aceasta este judecată pentru o crimă odioasă. Urmărind procesul și încercând să o înțeleagă pe femeia de altă dată, Michael începe să aibă propriile dubii în ceea ce privește trecutul ei. Cititorul de Bernard Schling este un roman ce te imersează imediat în atmosfera acțiunii și te face empatic în ceea ce privește trăirile protagonistului. Un roman cu tentă erotică în prima jumătate, explorând o relație nu tocmai obișnuită, cititorul cuprinde în acțiunea sa o serie de subiecte sensibile: dragostea și formele acesteia, atrocitățile Holocaustului, dar și generația născută după cel de-al doilea război mondial. O generație pusă față în față cu trecutul propriei țări și cu incapacitatea de a-și accepta și iubi părinții, cei care au participat activ sau au urmărit pasiv evenimentele ce au avut loc. Cititorul se axează atât pe contextul istoric a perioadei, cât și pe construcția personajelor. Berg este protagonistul, cel din perspectiva căruia aflăm tot ce se întâmplă și pe parcursul narațiunii se observă modul cum dintr-un tânăr se transformă într-un bărbat în toată firea, maturizându-se. În ceea ce o privește pe Hannah, aceasta este un personaj enigmă pe care îl cunoaștem prin prisma protagonistului. Acesta încearcă să redea imaginea femeii din tinerețea sa într-un mod cât mai obiectiv. Astfel, datorită protagonistului, o vedem pe Hannah din tinerețea sa, dar și pe Hannah din perioada celui de-al doilea război mondial. Personajul este descoperit puțin câte puțin pe parcursul narațiunii, astfel încât te face foarte implicat în povestea vieții sale. Cititorul este o carte grafică, făcându-te să reflectezi la evenimentele ce au avut loc, dar și la acțiunile pe care le întreprind personajele. Dacă vă pasionează subiecte precum viziunea germanilor despre război după terminarea acestuia, Holocaustul sau relațiile amoroase, unde între cei doi parteneri există o diferență mare de vârstă, vă recomand cu mare drag acest volum. Atât pentru astăzi, să aveți o zi cât mai frumoasă! Pa, pa!